Bună, bine ați venit în bucătăria True Food. Astăzi, spre deosebire de dățile trecute, o să facem ceva super bombă calorică. Facem pene cu blue cheese. Este o rețetă senzațională, ceva perfect pentru momentele în care simțiți nevoia să vă răsplătiți după o săptămână grea sau doar o zi din aia epuizantă la lucru. Surpriza din această rețetă sunt însă perele, care vor da un element super fresh. O să ziceți paste cu brânză și cu pere. Și asta o să fie mega bun. Hai să vă arăt ce ingrediente ne trebuie. În primul rând, avem aceste paste. Sunt pene, doar sunt mini. Avem parmezan. Vă recomand să vă luați o bucată de parmezan întreagă, pentru că este o plăcere să răzui parmezanul atunci când gătești ceva pentru tine și mai ales o rețetă atât de drăguță și spectaculoasă ca și gust cum este aceasta. Avem blue cheese. Dacă nu vă place blue cheese, puteți să folosiți gorgonzola, care are o aromă mai puțin intensă, însă combinația cu pere este perfectă cu brânză cu mucegai. Avem pere, putem să punem două pere. Mie îmi plac perele care sunt mai tari, adică să nu fie foarte, foarte coapte, pentru că o să vedeți că în combinație cu textura super cremoasă a pastelor cu brânză, o să dea acel extra crunch super, super, super bun. Busuioc proaspăt, miroase fantastic, yummy. Și niște smântână de gătit. Trebuie să fiți atenți să fie smântână naturală și nu smântână vegetală, pentru că asta este smântână adevărată, care dă gust senzațional pastelor. Piper proaspăt râșnit, sare de Himalaya și ne apucăm de treabă. Primul lucru, punem o cratiță cu apă pe foc. Cât timp apa fierbe și așteaptă pastele, noi putem să ne apucăm de sos, ca să fim super eficienți și mai mult decât atât, atunci când este foame, vrem ca mâncarea să se facă repede. Trebuie să radem parmezanul, acesta este, avem aici o răzătoare. Recomandarea mea este să-l radeți pe ochiurile mici ale răzătoarei, ca să fie cât mai fină tot dișul la final. Și o să radem o cantitate consistentă, dacă tot facem o opulență, o să facem până la capăt. Transferăm parmezanul într-un bol, facem curat pe spațiu de lucru și nu irosim absolut nimic și continuăm cu blue cheese, pe care îl vom tăia cu bulețe. Trebuie să știți că acest blue cheese, să știți că vorbesc mai greu pentru că lasă gura apă, este foarte intens, așa că puteți să puneți o cantitate mai mică în paste în funcție de cât de mult tolerați, pentru că va da un gust foarte astringent așa pastelor. Și nu uitați că atunci când curățăm blatul trebuie neapărat să ne lingem pe degete. Eu nu pot să fac asta acum, dar voi puteți face asta acasă. Cât timp pastele sunt pe foc și se fierb, adică 6 minute pentru penele acestea mini, penele mari durează un pic mai mult, undeva la 8 minute, dar vă recomand ca de fiecare dată când faceți paste să respectați indicațiile producătorului de pe pachet, da? Pentru că diferă în funcție de făina și pe care o folosesc. Bun, facem sosul. Primul pas, punem puțin ulei de măsline, am aici o cănuță, nu punem foarte, foarte mult, dar cât să dea gust, o să vedeți că o să punem și la final, o să fie super, super aromată toată situația și nu lăsăm să se încingă, ci punem imediat smântână de gătit. Bun, o să facem mult sos. După ce am pus smântâna de gătit, lăsăm puțin să se încălzească și o să începem să punem blue cheese și parmezan. Vom amesteca ușor cât ele se topesc și apoi vom fi gata să transferăm penele în acest sos delicios. Mai sunt 2 minute până când pastele noastre sunt gata, iar în sos se topește brânza așa super ușor. Ce facem noi acum? Tocăm pere. Eu le folosesc cu coajă pentru că aduc un aport de fibre care este super important în procesul de digestie și mai ales dacă avem un preparat atât de plin de carbohidrați și de proteine și de grăsimi, e important să păstrăm și fibre acolo. Tocăm para cât mai finuț posibil. Eu o să o las așa în feliuțe mai lungi. Însă puteți să o tăiați și cu bulețe dacă vreți, pentru că aș vrea să-i facem și un design cât mai drăguț farfuriei. Așa că voi tăia așa subțire și apoi încă o dată. Legat de câtă pară punem, ar trebui să punem cam jumătate de pară per porție mare de paste, ca să avem un echilibru între gustul
acrișor, astringent al brânzei cu mucegai și gustul dulce al parei. Penele sunt fierte, arată senzațional și s-au păstrat al dente. Este super important să nu le fierbem până la capăt să se storcească și le punem direct în sos pentru că le vom lăsa cam un minut împreună cu crema de brânză, sosul de brânză, astfel încât el să pătrundă prin toate tubulaturile și să avem cel mai fine gust ever. Avem o strecurătoare de paste și le punem direct pe foc. Deja arată și miros senzațional. Și le amestecăm ușor. Plating-ul pentru acest preparat este super ușor. În primul rând pentru că veți fi plin de nerăbdare să-l mâncați, așa că nu ne trebuie nimic complicat, însă folosim o farfurie mai adâncă. Recomand să începeți cu o porție mai mică și eventual mai faceți un refill, pentru că sunt super sățioase și, cum v-am spus, au o cantitate destul de mare de grăsimi și carbohidrați și atunci ne dorim porții mai mici, pline de savoare, care să ne bucure sufletele, dar care să ne păstreze pe calea cea dreaptă în ceea ce privește alimentația. Am pus penele în farfurie, o să punem bucățele de pară. Mie îmi plac bucățele de pară care sunt mai înalte, pentru că îi dau așa o geometrie farfuriei. Cu cât farfuria este mai frumoasă, cu atât ne place mai mult să o mâncăm și ne bucurăm mai mult de ea. Așa că vă recomand să găsiți mereu alternative de plating faine la orice. Și dacă o faceți o omletă, cu cât arată mai bine, cu atât e mai fain. O să rup niște frunzulițe de busuioc pe care să le pun printre pere. Mai aruncăm un strop mic de ulei de măsline. Tot așa, pentru culoare, le dau o aromă faină și o culoare senzațională. Puțin cu atenție. Piper proaspăt râșnit. Cea mai faină porție de paste, super fresh, super creamy în același timp. Vă recomand să încercați cu atenție la cantități, însă cu și mai mare focus la gust, pentru că sunt absolut demențiale. Până data viitoare, share, like, subscribe. Nu uitați să ne spuneți în comentarii ce ați vrea să mai gătim next. Și să știți că eu am aici 3 farfurii pentru că am încă 2 pofticioși care se uită așa cu jint la mâncare. Haideți la masă, guys! Luați cu pară, frate! Hai că am mâncat bine și azi!